Această cunoaștere universală este la îndemâna tuturor. Asta o spun, o spun și prin scrierile mele. În cel de-al doilea volum, pe care deja l-am lansat, așa cum v-am și anunțat, în Fiii Luminii, cartea a doua a seriei Călător în Infinit, vorbesc despre un alt tip de informație, definesc și redau ce înseamnă timpul și spațiul, dau noțiuni de bază care să vă ajute în orientarea și ghidarea voastră în această viață. De asemenea, vorbesc despre potențialul interior care se află în fiecare dintre noi și chiar în primul capitol redau modul în care eu l-am conștientizat, cum i-a fost mie ca om permis să conștientizez acest potențial interior. Folosindu-se și în același timp adaptându-se înțelepții spațiilor superioare, adaptându-se sistemului nostru de evaluare, de conștientizare, înțelegând oarecum limitele umanității, ale ființelor umane, care tot timpul caută să găsească, să descopere undeva întâi în afară, sau le este mult mai ușor să descopere în afară, prin oglindire, o informație și apoi să conștientizeze că, de fapt, dintotdeauna acel răspuns s-a aflat în ei. Și, de fapt, acea informație o pot accesa prin sinele lor superior, din microcosmos, racordându-se la macrocosmos. Aici, în primele pagini, chiar redau întregul șir de evenimente prin care am trecut într-o anumită perioadă, cum în prima fază acest potențial interior mi-a fost revelat sub forma unei sfere, ca o formă exterioară mie, ca ulterior, prin inițierea finală de la Sfinx, din fața Sfinxului din Bucegi, să fie inclus acest potențial în structura mea și să mi se răspundă că, de fapt, acela este potențialul interior. Să se deslușească această mare enigmă, domne, ce era acea sferă care reușea să împlinească toate dorințele prin care reușeam să mă racordez mult mai ușor, să vizualizez, să anticipez și în același timp să și manifest, să aduc în formă de materialitate, într-o formă conturată, dorințele mele. După acel model, mi s-a și spus că, de fapt, acest potențial interior pe care mie în felul acesta mi-a fost revelat, se află în fiecare ființă umană. Deci nu este nicio filozofie, nu este rezervat doar unora, dar trebuie conștientizată umanitatea, și aici intervine rolul meu, că, de fapt, suntem ființe atât de puternice și avem acces la cunoaștere, încât nici nu ne putem imagina. Am fost tot timpul obișnuiți să alegem varianta clasică de care vă spuneam, de accesarea cunoașterii, tot timpul să luăm și să preluăm, ajungând la un moment dat la nivel de șablon o anumită învățătură, un anumit tip de formulare și de raportare a noastră vis-a-vis de univers. Să înțelegem doar printr-o singură prismă ce înseamnă universul interior și exterior. Când îți dai la o parte aceste lentile, ca să nu spun ochelari de cal uneori, o să observi că universul este altfel. Altfel decât ai fost învățat și obișnuiți. Ai fost obișnuit să-l conștientizezi și să-l percepi. De asemenea, în carte vorbesc la un moment dat despre vizualizarea la distanță prin realizarea călătorilor spațiotemporale. De fapt, prin intermediul acestor călătorii, vedeți cum noi suntem mereu obișnuiți și tentați. Tot timpul să avem senzația că pătrundem într-un spațiu exterior. Deși toate aceste călătorii au loc în interior. Deci aceste călătorii timp-spațiu pe care le realizăm se fac prin prisma interioară, prin microcosmos, dezvăluindu-ne macro.
automat, prin aceste călătorii, care mie mi-au fost facilitate și vorbesc adesea despre locurile energo-informaționale sacre din România sau și din străinătate, adevărate puncte porți către alte lumi, deci prin intermediul acelui flux informațional, acelor porți existente, poți să spui că am găsit o cale mai ușoară de accesare a informației. O cale atât de acces, dar atenție, și o cale care îți permite transformarea structurii tale, intrarea ta într-o altă stare vibrațională, prin care să reușești să faci aceste vizualizări la distanță. De asemenea, aceste vizualizări la distanță am constatat că nu se creează doar pe o singură axă, ci pe două axe, una verticală și una orizontală. Deci poți să călătorești, să sondezi timpul și spațiul la nivel orizontal, da? Conform formei noastre liniare, da? Cu care suntem noi familiarizați în mod special, dar vreau să devină deja o formă ușor accesibilă și de înțeles, să vă schimbați un pic perspectiva și să înțelegeți, să vedeți din aspectul simultan al universului acest timp și spațiu. Este un nou concept. În carte, de asemenea, sunt trecute tehnici. Este și o tehnică de autoapărare împotriva atacurilor psi, dar aceeași tehnică poate fi utilizată și în momentul de co-creator, când vrei să împliniști ceva. Și în subsidiar, într-o formă foarte subtilă, mi-a fost revelată o a doua tehnică de autoapărare împotriva atacurilor psi, de regenerare, de întărire, în cadrul unei meditații pe care o veți găsi descris aici, în al doilea volum, în Fiii Luminii. O tehnică care mi-a fost revelată la Șinca Veche pe 4 februarie 2017. Dacă citiți cu atenție toate meditațiile, în partea a doua cărții sunt trecute foarte multe meditații care le-am înregistrat și sunt traduse, transpuse în scriere, cuvânt cu cuvânt, așa cum ele au fost transmise. Pe de o parte, mesajele sunt clar subliniate prin adăugarea în ghilimele a celor citate exact așa cum au fost ele percepute de mintea mea și traduse, decodificate. Și în același timp este relatată oarecum întreaga meditație, pașii și revelațiile care au loc în cadrul acelor meditații. Deci în timpul citirii voi veți putea reuși, pe de o parte, să intrați în starea de meditație, chiar dacă citiți, chiar dacă aveți ochii larg deschiși, deci nu trebuie să închideți niciun ochi, ci pur și simplu să traversați paginile lăsând sufletului permisiunea să simtă informația. Și în același timp, ori de câte ori vă aduceți aminte sau vreți să recitiți, vreau să înțelegeți că tot ceea ce scriu, în special în seria Călător în Infinit, dar îmi doresc ca tot ceea ce voi scrie de acum încolo să rămână cu aceeași vibrație, este o informație vie. De ce spun că sunt informații vii? Pentru că toată această cunoaștere revelată din această nouă perspectivă pe care vă împărtășesc acum și pe care și voi o puteți dobândi, este purtătoarea vibrațiilor, planurilor din care ea provine. O să simțiți și o să conștientizați cu adevărat ceea ce spun atunci când veți intra în contact cu cele două volume. În ultimul capitol pot să spun că elucidez taina alegerii într-un fel și acestui titlu, atât în primul capitol cât și în cel de-al și în ultimul capitol al cărții. Sunt două perspective care m-au determinat să aleg titlul acestui volum. Este, pe de-o parte, un mesaj și când am urcat în Bucegi,
când acel potențial interior mi-a fost dezvăluit, știam în momentele în care mă pregăteam, au fost câteva etape premergătoare, pregătitoare pentru inițierea aceea finală, oprindu-mă în alte locuri de lumină despre care eu am mai vorbit și în care merg în cadrul călătorilor inițiatice, eu poposesc în acele spații. Deci a fost o pregătire succesivă de creșterea vibrației pentru acel moment. Încă din acei pași pe care îi străbăteam pe culmile bucegilor, intuitiv mi s-a spus, știi deja despre ce vei scrie. Vei scrie despre Fiii Luminii. Am înțeles mesajul și am înțeles că, de fapt, lumina este purtătoarea informației, informații primordiale a esenței, a dumnezeirii. Lumina, nu privită doar din perspectivă fizică, a efectului pe care îl creează, așa cum am învățat noi la fizică. Și este vorba de cu totul altă lumină. Lumina care este compusă în structura noastră, care este inclusă în structura noastră și lumina, de fapt, care ne conține. Studiile științifice au demonstrat acest lucru și eu punctez lucrul acesta, că deja cercetările au avansat și s-a constatat existența luminii în corpul biologic. De unde vine această sursă de lumină? Este de fapt structura noastră informațională care provine din lumină și se întoarce în lumină. Pentru că suntem fiii luminii, venim din lumină, ne întoarcem în lumină, lumina ne conține și în acest prezent. Prin intermediul luminii, practic în primul volum, ați văzut acea tehnică de autovindecare, despre care eu vorbesc și susțin și cursuri pe tema asta. Factorul modificator, alchimizator, mie mi-a fost revelat prin intermediul luminii. Acea lumină divină, acea lumină creatoare, lumina încărcată de vibrație și de informație. Deci, pe scurt, pot să spun că tematica abordată în cel de-al doilea volum, în Fiii Luminii, vă oferă o nouă perspectivă. Vă oferă o altă perspectivă, inclusiv asupra extrasenzorialului. Este un capitol larg pe care l-am tratat în acest volum. În afară de potențialul interior, care conține foarte multe aspecte ale noastre, deci o sumă a cunoașterii universale care este inclusă în structura noastră, vă dezvălui, așa cum și mie mi-a fost dezvăluit și revelat, acest extrasenzorial. Ce presupune el? Este de fapt un simț, un al șaselea simț, cu care toți, în formă de potențial, ca ființe umane, suntem proiectați, putem spune, de către divinitate. Deci ființelor umane le-a fost permis, da? N-a fost nicio interdicție în sensul ăsta, și chiar am fost concepuți ca ființe elevate. Numai că această abilitate extrasenzorială nu la toți se manifestă. Există în diverse forme, grade de manifestare, de elevare, care sunt condiționate, așa cum spun și în carte, de nivelele de conștiință din care provine structura noastră. Deci, acele informații de bază din cunoașterea universală, din câmpurile universale, care se află înglobate în noi. Nu este obligatoriu ca toți să-l utilizeze sau să-l conștientizeze măcar. Nu vă revoltați, nu fiți indignați că sunt semeni de-ai noștri care, pe care nu-i interesează acest subiect sau aceste tipuri de informații. Este firesc, ei au alte nivele de conștiință, provin din alte nivele de conștiință, menirea lor, experiența, acumularea cunoașterii, atât pentru structura lor individuală, cât și pentru structura universală, dumnezeiască, este alta. Nu suntem
roboți, nu suntem creați după o singură matrice. Deși fiecare specie, da, fiecare civilizație are, putem spune, este alcătuită dintr-o anumită formă de bază. Există acel contur sau, să zicem, conținut general, dar fiecare dintre noi este diferit. Extrasenzorialul nu se învață. Aici, în volumul 2, în Fiii Luminii, am dat chiar și pe copertă acest mesaj ca să fie foarte clar înțeles. Deci, extrasenzorialul nu se învață, el face parte din tine, el poate fi doar trezit și dezvoltat prin trăire. Deci, pe coperta celui de-al doilea volum, o să observați aceste mesaje care au ghidat și m-au ghidat, au creat adevărați piloni pe care să mă bazez în traducere. Și de asemenea, tot aici, cu toată responsabilitatea, am curajul să afirm că această cunoaștere a mea este revelată din lumile subtile, tocmai prin aceste călătorii, prin această cale ușoară de accesare a cunoașterii universale. Și în același timp, profesorii mei nu aparțin lumii acesteia. Și am spus acest lucru pentru că oricât de mult mi-am dorit și la un moment dat mi-am manifestat interesul spre a-mi găsi un mentor care să mă ghideze, da, sau să-mi doresc să fie cineva, s-a dovedit, cel puțin până în prezent, că calea, că această cale pe care eu am descoperit-o mi-este menită să o străbat pentru a-i descifra de fapt mecanismele. Cred că de fapt asta este originalitatea, sau să zic punctul nou care vin eu, acela de a descoperi mecanismele deschiderilor, descoperirilor, abilităților, da? Descoperirii acestor abilități interioare, a potențialului interior, a extrasenzorialului, pentru că descifrându-l eu, trecând prin trăirea mea, prin experiența mea, să pot să transmit această cale spre a fi ușor de înțeles de fiecare om, de toți cei care vor veni în contact cu mine sau cu informațiile date de mine. Probabil dacă aș fi preluat această cunoaștere și aș fi fost ghidată, ținută de mânuță, să zicem așa, de către cineva, n-aș fi avut atâtea detalii sau modul în care explic informația nu ar fi fost acesta atât de simplu. Nu l-aș fi înțeles așa. L-aș fi luat ca pe un tipar pe care l-am învățat, așa cum am fost cu toții obișnuiți până în prezent, tot timpul să învățăm. Acest lucru m-a determinat să și spun că, de fapt, extrasenzorialul nu se învață. Face parte din codul nostru, trebuie doar să găsești calea de a-l descoperi în interiorul tău și să-l manifesti.